Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La 2411 întreprinderi, dintre acestea 846 sunt deținute de autoritățile centrale, fie 100%, fie cu diverse pachete majoritare sau minoritare, alte 1565 aparțin autorităților locale. La fel, cu pachete majoritare sau minoritare. Unele dintre aceste companii au fost înființate aparent numai ca să angajeze oameni. Oameni apropiați partidelor aflate la putere. Un raport al Băncii Mondiale incriminează direct situația creată de Gabriela Firea la Primăria Capitalei și citesc din acest raport. În ultimul deceniu, amprenta statului a crescut, fiind create mai multe noi întreprinderi de stat. De exemplu, spune Banca Mondială, numai Primăria Bucureștiului a înființat aproximativ 22 de noi întreprinderi de stat în mai multe sectoare, fără o justificare economică clară. Cum ar fi serviciile de taxi, turism și publicitate. Același raport mai observă și că, și citesc din nou, în raport cu firmele private, întreprinderile de stat din România, în special cele cu capital majoritar, direct controlate și cele locale, angajează mai mulți oameni, plătesc salarii mai mari și sunt mai puțin productive. Am încheiat citatul. Altfel, 75% din profitul realizat în România în companiile de stat este produs de numai 3 companii. Hidroelectrica, Romgaz și Nuclear Electrica. Aceste 3 companii fac 3 sferturi din tot profitul. Restul miilor de companii fac profituri modeste, dacă fac, și de regulă au pierdere, însă semnificative. Oricum, în proprietatea statului se află și companiile cu cele mai mari pierderi din România, adevăratele găuri negre ale economiei. De ce avem această situație aberantă? În mod evident, economic vorbind, când ai companii de genul ăsta cu pierderi, scapi de ele. Le privatizezi, le vinzi, le dai mediului privat ca să încerce să le eficientizeze sau nu, să le închidă. Asta e viața. Acum, situația este de fapt aberantă, depinde de unde privești situația. Este, desigur, ceva aberant din punctul de vedere al legilor economice și a ideii de eficiență, dar nu e deloc aberant din punctul de vedere al clientelei politice. Pentru că fiecare dintre aceste companii are șefi numiți pe baza algoritmului, adică se face împărțeală între partide și fiecare primește dreptul de a pune șef prin companiile statului. Directorii aceștia au salarii de 10.000 de lei lunar. Bani în mână, plus diverse sporuri inventate, și mulți dintre ei au dreptul să-și angajeze la rândul lor diversi consilieri. Și ei plătiți gras din aceiași bani publici. În plus, fiecare companie de stat are și Consiliul de Administrație, unde sunt numiți iar diversi sinecuriști, în cele mai multe cazuri, care încasează și ei indemnizații de ședință de mii sau zeci de mii de lei. Cei mai mulți vin la muncă, Sanchi, muncă, doar ca să aibă de unde să plece, de fapt. N-au nicio treabă cu domeniul respectiv. Tot acest sistem se auto-întreține. Adică, aceste turme nesfârșite de sinecuriști, împreună cu familiile lor, reprezintă un neclintit rezervor electoral, care votează mereu pentru menținerea în funcție acestui, și în funcțiune, acestui model parazitar de extragere a banilor publici din sistem. Dar modelul este dublat și de modul de organizare însuși statului, la nivel guvernamental. Cu siguranță că România are mai multe ministere decât ar fi necesare și mult mai mulți secretari de stat decât ar trebui, care fiecare își angajează cabinetul lui, dar pe lângă aceste structuri, care sunt foarte vizibile, mai există și o proliferare aproape virală a unor agenții, institute, administrații, comitete și comisii, oficii, departamente și așa mai departe, care sug și ele din conducta banilor publici și multe dintre ele se dublează sau chiar se triplează unele pe celelalte. Adică sunt diferite doar cu numele, că în rest fac sau ar trebui să facă practic același lucru. O anchetă Hot News arată că doar în subordinea Secretariatului General al Guvernului se află numai puțin de 37 de entități guvernamentale, unele dintre ele ocupându-se de aceleași domenii, de avalma. Iată câteva exemple. Există Agenția Națională pentru Romi, dar în același timp există și Centrul Național de Cultură a Romilor, Romano Care, Departamentul pentru Relații Interetnice și Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale. Există Agenția Națională Antidoping, dar există și Laboratorul de Control Antidoping. Sunt lucruri diferite. Foarte diferite, da.
Și acolo lucrăm, ei sunt patru, după cum le spune și titlul, se ocupă de probleme diferite. De ce vrea să se ocupe toți de toate problemele? Da, adică de toate problemele romilor. O singură practic companie de asta? Agenții separate pentru fiecare problemă. Identifici o problemă, faci o agenție pe care o plătești din bani publici. Da. Da. Există Agenția Națională pentru Resurse Minerale, dar și autoritatea competentă de reglementare a operațiunilor petroliere offshore de la Marea Neagră, unde tot resurse minerale sunt. Toate resursele minerale sunt ale statului în țara asta. Și că unul dintre cele mai mari ghinioane pe care le poți avea este să găsești petrol în curte. Și că da, se spune, mamă, dacă aș găsi eu petrol în curte, nu, e un ghinion îngrozitor, pentru că dacă ai, știu un caz. Îți strică gazonul. Îți strică, nu mai poți să trăiești în spațiul respectiv, practic primești o compensație de mizerie. Știu un caz, este mama, sau mă rog, era mama, că săraca s-a apropiat, mama unei prietene. Avea nu știu ce teren pe undeva pe la țară și brusc s-a umezit pământul cu petrol. Și a venit statul și a zis, petrol al nostru. Și practic i-a distrus toată curtea, acolo s-a terminat, nu s-a mai putut locui și compensația a fost de mizerie. În America e altfel. Dacă deții terenul, deții și tot ce este sub terenul respectiv. Așa că dacă cumperi undeva un teren și găsești petrol, aur, platină, uraniu, ceva sub terenul tău, e al tău. Inițiativa privată. Asta cu petrolul nu prea avem noi cum să o gestionăm. Dacă găsește cineva niște aur, eu nu cred că îl declară. Cel puțin nu. Este așa infracțiune. Cei care mai găsesc comori și nu le declară, riscă pușcărie. Eu zic că măcar jumătate nu le declară. Dar în țara asta, știi, apropo de ce găsești, e la fel, sistemul legal, asta ca o paranteză, este diferit de sistemul anglosaxon. Aici dacă găsești, acolo dacă găsești ceva, în principiu e al tău. În România, când găsești ceva pe stradă sau chiar la groapa de gunoi, dacă găsești bani la groapa de gunoi, cum a fost cazul unor oameni ai străzii care au găsit cu câțiva ani în urmă bani în groapa de gunoi, în gunoi au găsit banii respectivi și săracii de ei au ajuns la pușcărie. Pentru că dacă e ceva pierdut, în primul rând trebuie să duci la stat. Da, devine al tău dacă nu va fi revendicat peste, nu știu, 2-3 ani. Și dacă nu e revendicat, devine al statului. Deci, în principiu, statul deține tot în țara asta și poate dacă nu apare vreun proprietar sau ceva de genul ăsta, poți să iei și tu ceva. Dar nu. Auzi, da, uite, anul ăsta sunt alegeri și o să vină alți politicieni. Mă rog, mai mult sau mai puțin. De ce nu declară când ajung în funcții sistemul corupt pe care îl găsesc? Bună asta. Bună ziua. Am ajuns la Parlament. Am găsit chestia asta. Da, poți să-l păstrezi? Declară. Atât. Da. Bun. Hai să revenim la asta ca să închidem. Mai dau un singur exemplu. Mai există și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, care nu are activitate, deși a fost înființată în vara anului trecut, etc., etc., etc. Deci, eu vă recomand să citiți Pendelete, ancheta din Hot News. Face o descriere foarte bună a ineficienței corupte a guvernării din țara noastră. Și, acum, în mod evident, suntem într-un cerc vicios. Cum poate fi întrerupt acest cerc vicios? Păi, trebuie să ne uităm cine și ce anume îl întreține. Îl întrețin cei care sunt direct interesați să funcționeze și care votează disciplinat de fiecare dată pentru menținerea modelului. Ei se duc întotdeauna la vot, adică oamenii care sunt și familiile lor, ei o să voteze întotdeauna, pentru că au un interes direct. Deci concluzia este evidentă. Cât timp aceștia vor fi mai mulți decât cei care votează pentru reformă, cercul vicios va continua să funcționeze. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.